Bogăția naura Daciei a făcut, după cum ne informează izvoarele istorice, ca acest minereu să fie exploatat intens după cucerirea romană. În zona cadrilaterului aurifer al munților Apuseni, aurul era obținut fie prin exploatarea filoanelor prin galerii, fie prin spălarea prundișului aurifer de pe Valea Arieșului. La Baia de Arieș, Sălcioa, Lunca Arieșului, Ocoliș, s-au găsit urme ale acestei străvechi îndeletniciri. Auzi, Victor? Da, Bogdan. Hai că aici e Lupșa și un muzeu etnografic. Hai să mergem. Vii? Nu faci o baie în Arieș prima dată? Nu, lasă că nu? E prea cald acum și... Păi, am putea... Deci este aur, Bogdan. Nu trebuie să fie aur. Știi ce? Hai să mergem la muzeu. Aducem unelte, aducem oameni care știu și găsim aur și ne facem bogați. Hai, hai să mergem. Repede, repede! În antichitate, asigurarea legăturilor dintre centrele producătoare de metale prețioase cu marile orașe ale provinciei și cu capitala Imperiului stătea neabătut în atenția romanilor. Într-o regiune periferică, ca și Dacia, astfel de drumuri îndeplineau în același timp și un rol strategic. Se admite existența unor drumuri de legătură dintre regiunile unde se practica spălarea aurului de pe Valea Arieșului și Baia de Arieș, având legătură rutieră cu Potaisa și Apulu. Asta este căucul cu care se turna apa, șaitrocul. Șaitrocul. E instrumentul principal. Știm. Da? Asta este trocul în care se punea amestecul de nisip. Asta e șaiul. Și adică e fără șai, dar e tot. Și petecul de lână, îl vedeți, petec de lână, pe acest petec se punea nisipul cu aurul și cu toată combinația din Arieș. Vedeți? Da. Na, haideți. Cred că ne descurcăm cu asta. Cred că reușim, sigur, nu? Sigur, hai, hai să vedem dacă o să reușim să vă îmbogățiți, pentru că într-adevăr încă mai există aur. S-a constatat că au fost câțiva, chiar de la Lupșa, care au aurărit în anii trecuți și au reușit să obțină aur. Un om, de exemplu, i-a făcut fiicei un inel din aur din Arieș. Comuna Lupșa este o așezare locuită din cele mai vechi timpuri, atestată documentar în secolul al XIV-lea, ca sediu al unui cnezat românesc. Lupșa este așezată pe drumul de exploatare a aurului, extras încă din vremea romanilor. Bună ziua! Bună ziua! Ia astea ca băieți! Păi, dacă vă zicem să nu râdeți, am plecat să căutăm niște aur în Arieș, dacă s-o mai găsi. Am luat niște ustensile de la muzeul etnografic. Da, la șaitrocul care... Da, șaitrocul. Dar ne puteți ajuta să căutăm? Cum să? Hai să vă ajutăm, să vedeți. Pe acolo e Arieș. Da, să mergem. Da, să mergem. Ne plătiți? Da, vă plătim. Vă plătim, din ce găsim, împărțim. Împărțim tot. Aici e calea ferată pe care nu mai circulă trenul. În ani de zile. Nu mai dau trenuri, nu mai dau... A rămas moarte. Toți moarte. O dezvoltare deosebită a exploatării aurului a fost imprimată în secolul XVIII de stăpânirea austriacă a Transilvaniei. Lucrările de extindere ale exploatărilor de adâncime au dus la descoperirea multor dovezi ale practicării mineritului în antichitate. Un tratat de minerit, tipărit la Sibiu în 1717, purta numele de Auraria Romano-Dacica. Tradiția exploatării aurifere încă din antichitate este marcată de însuși numele legiunii militare a românilor, organizată și condusă de Avram Iancu la 1848, Auraria Gemina. Ia pune o sabă de prun de aici. Și dacă căpătam câte 5, 6, de la 10 kg de aur, nu știu dacă o sabă de prun, mai pune una. Atunci ne dam și lucram acolo până se gătea de pe grindul ăla prundul, de pe deasupra care era cu aur. Asta se alege
să alege și aurul rămâne la fund. Da, e mai greu decât. Da. Început să atâta cu două sepe. Nu vezi? Cerul ăsta nu negru. Aia unde este de aia mult. Și aur este de el, că el e greu ca și aur. E, că punea cu... Mă, este de la mărunt, să știi. La umbră, sigur. Aurul are culoarea pânii Himalaya. Da, un pic cam surd. Mă, vezi, din două țeape. Familia dumneavoastră s-a îmbogățit din strânsul aurului, vreodată? Nu lucrate aici, numai oarecât. Nu oarecât, nu. O meserie asta, familia mea a avut plug, boi, trebuie, cender, cunder, pe timp ungurilor, șoful. Și dumneavoastră nu v-ați îmbogățit din nu. Aur, nu? Nu. Aici nu s-a îmbogățit, pentru că lucrau oameni săraci. Numai că alea săraci, care n-avea pământ și animale, ăla lucra aici lângă râu. Era singurul mijloc de a putea să-și ție traiul. Dar nu s-a îmbogățit din avere. Nici nu a putut cumpăra să cumpere pământ mult, să aibă, să nu mai lucre aici. Au lucrat tata, au lucrat și piciorul mai departe și au lucrat așa lângă râu. Își lua niște grâu, porumb, să poate trăi, să-și ducă zilei pe după alta. Așa era metoda. Tata meu, când am fost eu copil, a cumpărat 22 de rabe de pământ din aurii de aici. S-a făcut gaze. S-a făcut casă și boi și câte oare de aici din meseria. Care știa meseria asta era domn. Dar nu știa aurii, dar nu cunoște, dacă știa 3-4 dintr-o comună. Hai, nu știau. Acum... Era la agricultură. Eram la plug. Eu am fost scurgă în Buciumani acolo, eu știu cum se făcea aur, că acolo era moșerul ăla ce l-am fost eu scurgă la el. Avea șteampuri, avea moră, avea pizdiceala aia ce le scoteam de acolo din topchile aia, cum zicem noi aici. Scoteam câte o zi întreagă. Nu, ăla făcea aproape un kilogram de aur. Până ce-au venit comuniștii, am lucrat în 47, că prins pe data cu aurul pe lângă râu. Adică nu lângă râu, la Turda am mers la aurit. Și acolo s-a dus tata să vând aurul pe la bancă și... Unul de acolo din Turda, eu văzut pe Gaura Dic, prin oraș, eu văzut cu șetrul, cu mână, cu ăsta, unde mergi, măi, oameni? Am fost la urit pe aici, pe la Bogdanul Turda, și noi să schimbăm oameni, să dăm bucate, ca să-mi pasă 7.000 de a foamea. Și mână, 20 de gând, să mă cază, și mergem să mânca acasă, mic. Și, uite, stai că vă duc eu la un dentist să vă plătească camerul, vă duc la un dentist, vă duc și eu până la poliție, când nu era dintre poliția, să-mi pasă 7. Eu până la poliție și a venit poliția și a luat aurul și... Pe tata, pe 6 luni, pe găbătă, pe 6 luni, se poate venirea să mă bate, m-am dus pe acolo să-i capăt. Și cât? Mult aur a fost? A fost câte 10 grame am avut, 9-10 gaură ridic, bătrânul ăla, ăla l-a luat. Oi, oi, oi. Stăzi l-a luat? Tăni l-a luat. Nu am nimic pe el, și am venit acasă, fără mâini și după lucruri de 2 săptămâni și fără bucate și fără nimic. De alea am păzut, în 47. Și-a venit cu mâini și de-a zis, gata, nu mai au uitat altul, că nu m-a lăsat. Din 40, și eu am făcut 14 ani în 40, din 40 până în 47 în continuu, numai când veneam acasă la coasă și la sapă, nu auream, prin continuu auream. Tătă vară, până în deța lume. Am auzit că aici se numește Țara Pietrei, nu? Da, Țara de Piatră. Pentru că nu se poate, practic, face agricultură. Și atunci oamenii care lucrează acum, ce lucrează? Prin ce? Cum trăiesc? Acum ce lucrează? Lucrează unii care mai lucrează pe la mine foarte puțin, dar mulți sunt someri, dați afară, cu ordonanță, cu dați afară. Stau acasă așa, nu știu, ar și să trăi. Lucrează acum avea la aurul ăsta, că stă aici, zace reama pământ. Zice un proverb, că pământul nu câștigă, nu pierde, se transformă. Și aici, dacă s-ar scoate aurul ăsta care zace pe aici, ar trăi unii oameni și acum ar trăi după aurul ăsta, dar nu știu din ce cauză nu vin să-l pună în lucru. Băi, oameni mei care vrea să lucrați, duceți acolo și lucrați. Atunci, înainte, nu era aici impozit după munca ce o muncea, nu cerea nimeni TVA-ul, nu cerea nimeni autorizație să lucre. Puteai să lucri cât vrei, că nu te oprea nimeni, nici nu te obliga să mergi să lucri, nici nu te oprea să nu lucri. Aveți voie să strângeți acum aur? Acum e, dacă scoți autorizații. Și atunci de ce? Scoți autorizații de la
Ce știu cine două autorizații, ăștia începând de astea minerii. Și acum dacă cineva vrea să mai caute, mai găsește ceva? Am fost acum vreo 4 ani acolo unde am lucrat eu cu tata mult, într-o vară întreagă. Și a fost escavată grindul și n-am găsit numai mușa și lăsa mărunt mărunt, nu stă pe părmure, se spală apa. Și n-am mers, am vrut să merg să lucrez, n-am mers. Am stat acolo, am dat coronarul și am stat o jumătate de zi și am umblat pe întreg grindul. Și n-am găsit aur cum a fost atunci de la mare, steluții de alea și așa ca fărnea de mălai. Numai de ăsta mărunt cum a fost așa ăsta și de mână apă de pe pânduri. Da, dar acum mai lucrează cineva la aur? Nu lucră nimeni. De ce? Lângă areș nu lucră nimeni. Să știți că areșul ăsta, când mergeam eu la școală, ne spunea dascăl la școală și am învățat la geografie, areșul cel mai bogat râu în aur din Europa. Cel mai bogat din Europa în aur. Potențialul aurifer al munților Apuseni a fost exploatat de peste 2000 de ani, de daci, de romani, de austro-ungari, de români. Cunoscutele versuri ale folclorului local, munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă, au reflectat recunoașterea de-a lungul timpului de către populația locală a uriașului potențial al acestei zone.